Suntem pe ultima sută de metri, până când va avea loc unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale din Mehedinți, Orchestra Academică de Tineret Timișoara, cu renumiții dirijori Radu Popa și Radu Zaharia, împreună cu Corul Academic Timișoara, cu dirijorul Iosif Todea, va prezenta pentru iubitorii de frumos, de muzică de calitate, muzica filmelor celebre. Sâmbătă pe 8 iunie, începând cu orele 21, zona din fața Palatului Culturii Teodor Costescu, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, va găzdui un concert extraordinar susținut de Orchestra Academică de Tineret din Timișoara și Corul Academic din Timișoara. Noi am considerat întotdeauna că oferirea de spectacole de calitate sevenenilor trebuie să fie o prioritate, iar muzica pe care o vor aduce acești extraordinari interpreți va fi una care cu siguranță va place sevenenilor. De aceea invităm pe toți să vină sâmbătă la ora 21 pe esplanada din fața Palatului Culturii, pentru că vor avea cu siguranță ce auzi. Vor răsuna acorduri ce vor ajunge la inimile sevenenilor și nu numai, transportându-i pe aceștia în filme celebre precum Walt Disney, Sunetul Muzicii, Mizerabilii, Sondheim, Broadway, Prințesa din Hong Kong și multe, multe altele. Prezenți în cadrul evenimentului vor fi soliștii de renume precum Bianca Mihăescu, Nicoleta Hăpăianu, Ana Cui, Alexandru Șuca și Eugen Goldiș.